nu știu, cât selectați, cum și așa, dar... Aici sunt toate combinațiile. Astea care au inele galbene sunt de program, da. Sunt unei care au inele roz, sunt numai de maratonă. Vreau să fac două compartimente. Ăștia sunt o parte dintre pui noastră, jumătate generația... din pui, că mai am un compartiment de pui. Da, și i-a zburat, i-a mișcat în toamna asta, nu? La 155 de kilometri de 7 ori. Oh, i-a zis, da. Și azi au fost. Da? Azi nu, au fost băieții. Tot la 155, dar am zis... Mă uit la fecale, totul e perfect, da, totul da, e... Da, da, da. Sunt sănătos, porumbei sunt... Da. Ăștia albași, majoritatea sunt de program, sunt de Klitschko, de Pandenabele, de... Eu am un austriac foarte, foarte consanguin, pe Vitebui, pe Turbo, pe un borumbel de excepție. Și el acum e împerecheat, da, cu o femelă de la Van de Faes, luată de la familia Caraba din Arad, da. 75% Pandenabele, lucrate pe Vitbui, pe tot și jos are 25% copman. Da, da. Că da niște pui, dar niciunul nu e aici, tot și jos se mancă. No, asta e parte din pui, jumătate. Aici sunt 50 și ceva de... La anul vor fi femelele văduve aici. Îi mai mișcați, îi mai lăsați afară în toamna asta? Cine? Noastră, și astăzi au fost afară, nu vedeți să derbedeu-i afară, nu-i nicio. Da, l-am văzut pe celălalt, da. Zilnic de două ori, curățenie la două, trei zile. Se vede că e făcută... Nu se poate, domnul Alexandru, vă arăt. Se vede, eu se vede. Eu și acum am un praf alb, pe bază de cretă, unul adus din, de la ăștia de la București, de la firma 360, de la frații, cum îi cheamă? Da, da, îi știu, îi știu. Afrosine. Afrosine, da. Da? Și... unul praf din Polonia, cu miros de mentă, le dau pe jos. Vi-l arăt în găletușe, am saci original. Da. Eu nu discut. Iau mătura, cât îți ia. Bine, aici dacă nu era de mult curățenie, se vede imediat cum am dincolo la femele și la... Da, se vede că ai făcut o curățenie. Păi bineînțeles, azi am făcut de dimineață. Super. Nu, porumbei arată jos cu pălăria, nu... Sănătoși, într-adevăr, da. Se vede. Mai de. Haideți să mergem. A doua parte a puiilor, nu? Generații 2000. A doua serie. A doua serie, nu? Da. Da, da, da. Dar mai au mai intrat ei, că s-au învățat de repede, s-au împerecheat deja. Da. Și aia sunt unii care au inelele, uite la cu inel galben. Ăla e de dincolo. Dar uite la da, 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 albastru. S-au împerecheat, da. Da. Uite și neagră aia, tot la fel. S-au împerecheat cu unul de aici. Asta la fel. A, și vine bagabot, schimbă. Vine după el, da. Da, când termine de năpârlit, domnul Alexandru, nu-i schimb, nu-i modific până nu năpârlesc. Și aici au venit toate femelele tinere și la zid acolo unde s-o dignitorile las masculii. Da, 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 da. Da. Porumbei, sunt mulțumit de ei. Văduvie zburați în continuare? Numai văduvie. Numai văduvie, nu? Să văd la maraton dacă după 2-3 ani, după ce îi maturizez. Da. Da, zbor și maraton și acolo poate să-i las pe un pui sau pe... Văd eu, mă descurc da. Atunci la... Da. Dar 2 ani vreau să zbor numai viteză de mifon, până la 400 de kilometri. Nici un kilometru, nici un fond, și la 2 ani. Îi las să formeze, să ne pârlească de da. Două ori, să... Da, da, da. Și pe urmă ieșim la înaintare. La bătaie. Sigur, la bătaie. Da, da, da. Dar ce condiții au acest domnul Alexandru? Așa e, așa e. Au tot ce le trebuie, frate. Aici uite, e un coteț aerisit, vedeți dumneavoastră, da, și da, sus, da, aici, da, jos, da, 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 iată. Aerisirea în tavă. Îți vreau dată Sorin Zamfir. Și când vin la dumneavoastră, prima dată miros. Pentru că dumneavoastră zice, niciodată n-am mirosit să arat, să miroase urât în coteț. Păi miroase pentru că e curățenie, nu-i da, da, așa e. N-am fost încă el să-l vizitez acolo, la altă dată. El e proprietarul. Da. Hrană bună, hrană minerală. Domnul Alexandru, nu discut. Tot ce trebuie. Descu stau și vita mineralul, praful. Am văzut, am văzut, am văzut. Am cumpărat acum, am 3-4 feluri de grit. Cel mai bun de la Paloma. Ăla mi-aduce în fiecare an câte 5-6 saci de 25 de kilograme.
E unul la Reghin, care iar face un grid bun. Investiți în continuare în, da, 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 în hrană? În... Păi nu se poate. Hrană bună în... Nu se poate. Păi nu... Eu, mănânc numai, eu nu mănânc numai șoricul de la Flăinț. Nu știți la nimeni, dar nu. Bravo!